Hai să continuăm istoria. În 1961 a murit nevasta lui Taketsuru, Rita Akawan, și el a zis că e cazul să se aducă, după partea ei a adus prima coloană de tip cafe din Marea Britanie, a cumpărat-o și a început să facă blended whisky. Pentru prima oară, la aproape 40 de ani de când whisky-ul se făcea în Japonia, s-a făcut blended whisky că a adus el coloana. Pentru că și-a dat seama că trebuie să scoată bani odată și odată. Că cu single malt-ul nu și-l permite toată lumea. În 66 a cumpărat o a doua coloană și în 67 a făcut o stație, o mică distilerie în orașul Tochigi și a început să facă blended whisky. Deci avea două coloane de tip cafe. În 69 a construit o a doua distilerie de single malt, având bani de pe urma blendetului. Adică blendetul, v-am spus, va aduce bani. În 69 a construit cea de-a doua distilerie, Miyagikyo, în insula Honshu, mult mai la sud. Deci avea două distilerii, Yoichi și Miyagikyo. Miyagikyo era în stil asemănător Space Side-ului, mai parfumat, iar Yoichi mai pitted, mai Campbell Towny, mai Talisker-y, așa să-i zicem, da? Și iar cursa iar începe, că cei de la Suntory, între timp Suntory schimbaseră numele, nu se mai numeau Kotobuki, au încercat să se numească Shinjiro Tori, dar iar suna aiurea, după numele proprietarului care murise între timp, Shinjiro Tori, și au zis Suntory, să-l anglicizăm, să fie ușor de reținut. Sun, că țara soarelui răsare Japonia, da? Și Suntory ce-au făcut? Nu s-au lăsat mai prejos. Și-au făcut și ei a doua distilerie, Hakushu, și și-au făcut și ei distilerie de single grain, Chita. Și practic, iar se băteau cap în cap. Suntory cu Yamazaki, Hakushu și Chita de grain pentru blended whisky, iar Nika cu Yoichi, Miyagikyo și partea de grain de la Tochigi. Și a început cursa asta. Între timp au apărut și alte distilerii în Japonia, Fuji Gotemba în 72 la poalele muntelui Fuji, White Oak, cei care fac blended-ul Akashi în zilele noastre, sau ăștia, Shinshu Mars, mă gândesc la ciocolata Mars. Shinshu Mars. Au apărut astea în anii 80. E, și aici începe chestia de marketing. Japonia în anii 70-80 era o superputere. Devenise o superputere. Pe când și nu numai la whisky, la toate produsele foloseau, erau mari admiratori ai vedetelor din Statele Unite sau vedetelor din Europa de Vest, în general vedetelor britanice, și aduceau tot felul de actori din anii 70-80 să vorbească în japoneză și să prezinte anumite produse pentru a fi cumpărate de publicul japonez, de consumatorul japonez. Dacă dați pe YouTube, vedeți reclamele la Suntory făcute cu Sammy Davis Jr. Sau, dacă vreți să-l vedeți pe Arnold Schwarzenegger în ipostazele cele mai genibile posibile, da, comice, într-adevăr, făcând reclamă în anii 80-90, dați la, scrieți Arnold Schwarzenegger, cin cin pui pui, sau Japanese commercials, și muriți de râs. Noi ăștia din Occident, ne numim și noi Occident comparativ cu japonezii, noi abar n-avem ce făceau ăștia. Și oamenii ăștia câștigau tone de bani în Japonia. Erau plătiți regește și noi
Nu știam că nu vedeam televiziunile japoneze. De asta e, totuși internetul are și lucrurile sale pozitive. Putem să vedem acum reclame genibile cu astfel de actori care se... Da, nu știu, nu e bine prostituau, pentru că... Ce să zic? Nu știu, dacă unele reclame sunt haioase, altele sunt mai puțin haioase. Vedeți și voi reclamele pe YouTube. Alea cu Arnold ce puțin mă sparg. N-am cum să le consider scârboase, sunt mortale. Deci asta însemna ideea de marketing în Japonia, foarte, foarte agresiv impusă în anii 70, mai ales anii 80-90. Și de aici începe whisky-ul, creșterea whisky-ului japonez. Dacă până acum 20 de ani whisky-ul japonez nu era cunoscut decât de turiști care se duceau în Japonia și încercau whisky-ul japonez sau oameni occidentali care erau cu serviciu în Japonia sau care aveau prieteni în Japonia și le trimiteau. Dar și au început în 2000 să miște puțin la capitolul premii internaționale și să capete atenție, să ia locuri în fruntașe la premiile astea. Niște premii, ceva premii, și eu zic, deși multă lume acum zice că sunt paranoic, eu cred că punctul de cotitură în creșterea, în popularitate a whisky-ului japonez apare în anul 2003, când a apărut filmul Lost in Translation. Știu că mă credeți paranoic, dar asta cred eu. Și acum o să fac dita mai teoriile de conspirație. Luați-le dacă vreți, mă urmăriți, dacă vă plictisesc cu conspirațiile mele, sunteți liberi să vă uitați în altă parte. Deci, să o luăm așa. Învățați să citiți printre rânduri. Nu mai citiți știrile. Eu nu mă uit la știri, eu nu am televizor, eu nu mă uit. Sunt rupt de ceea ce înseamnă manipularea asta. Și în 2003 a apărut filmul Lost in Translation. L-am văzut acum vreo două, l-am revăzut. E unul din filmele pe care le urmăresc când sunt matol și vreau să mă relaxez, așa. Vreau să mă bine dispun și îmi dă o senzație de bine. De mă odihnește, mental mă odihnește. Și filmul a fost făcut în 2003 cu un buget de 4 milioane de dolari. 4 milioane de dolari înseamnă un rahat pentru Hollywood, înseamnă ziua de astăzi și însemna și atunci, adică buget de film independent. De ce are bugetul atât de mic? Pentru că are actori necunoscuți în el. Și vă întrebați, necunoscuți, adică ce? Bill Murray este superstar, dar e singurul cel mai cunoscut, superstarul absolut, da? Și am crescut cu Bill Murray, da? În anii 80 el e superstar. Dar în anii 2000 el făcea tot felul de roluri din astea în filme independente și nu primea niciun ban. Le făcea doar ca să își demonstreze sieși dacă este un actor mare sau nu. Iar în rest, ceilalți actori sunt arhi necunoscuți. Bine, Scarlett Johansson a devenit un superstar, dar la vremea respectivă avea 17 ani. Ea era plătită în acadele la 17 ani. În ce să fii plătit la 17 ani? Ce să primești? Ce să impui? Iar ceilalți sunt actori care între timp au devenit cunoscuți. Da? Dar la vremea respectivă iar erau nei ca nimeni. Și când ești tânăr și fără experiență, normal că ești plătit în acandele. Filmul este regizat de Sofia Coppola, fica nimeni altuia decât Francis Ford Coppola, da? Cunoscutul regizor. Ok, în filmul ăsta este vorba despre o personalitate, un actor american,
care se duce în Japonia să facă reclamă la un whisky. Bill Murray este actorul, este personajul respectiv. Ok, până aici nimic anormal. Problema mea cu acest film este că Bill Murray nu face reclamă la un whisky fictiv. El face reclamă chiar la Hibiki și chiar la produsele Suntory, da? Și de aici apare problema mea cu acest film. Adică faci reclamă la un produs care există în realitate. Dar pentru, la vremea respectivă, pentru lume, părea fictiv, că nu multă lume știa de whisky japonez, da? Părea fictiv. Și practic, o mare parte din film este... Practic, ce să mai spun? Toate părțile de reclame, când Bill Murray face reclamă la Hibiki sau și alte produse în fundal, Yamazaki, Hakushu. Ok, și aici e o chestie. E nimic, nu e ceva nevinovat. E un film mic de 4 milioane. E, filmul de, cu buget de 4 milioane de dolari. E, filmul respectiv a luat Oscarul. Și filmul respectiv a ajuns să aibă încasări în întreaga lume de 109 milioane de dolari. Deci 4 milioane băgate și 109 milioane box office. Știu că acum ăștia mai tineri dintre voi o să ziceți ce mare brânză pare 109 milioane box office. În 2003 109 milioane era adita mai... Era înainte ca Hollywood-ul să devină curva Chinei, să facă filme cu supereroi ca să le înțeleagă marele popor chinez și să aibă box office-uri de un miliard sau... Știu că pentru ăștia mai tineri dintre voi 100 și ceva de milioane nu înseamnă mare lucru. Dar în 2003 Hollywood nu mai făcea și filme bune. Nu era filmul ăsta al zilele noastre, e acuzat de rasism. Pe în zilele noastre, ce dracu nu e acuzat de rasism? Și vă vine să credeți, filmul ăsta a fost acuzat de rasism, că portretizează nu știu cum japonezi. Gata, mă opresc aici. Și la ce a dus filmul ăsta, succesul lui? A dus la o cunoaștere internațională a whisky-ului japonez. Uite, vă dau un exemplu. Eu. Filmul l-am văzut în 2003 prima oară, că nu mă duc la cinema. L-am văzut prin 2005-2006, nu mai știu pe ce canal. Pe canal de televiziune, la televizor. Pe vremea aia aveam televizor în cameră. Mă mai uitam la televizor. Și... filmul mi-a plăcut foarte mult. Pe vremea aia... blendăream, adică numai blenduri beam, de-astea ieftine. Și am zis, uite, whisky japonez, nici nu știam că există whisky japonez. Eu, total afonul, când vine vorba de whisky, în 2005 sau 2006, pe vremea aceea, în 25-26 de ani, am aflat pentru prima oară că există whisky japonez. Dar nu se găsește în supermarketuri. Dar dacă se, pe vremea respectivă nu se găsea, și nici astăzi nu prea găsiți, la magazine specializate. La magazine specializate, dar în hipermarketuri nu găsiți sau și... Dar a strânit curiozitate în mine. Filmul ăsta. Prin film, whisky-ul a strânit curiozitate. Whisky-ul a strânit curiozitate prin film. Și ăsta a fost impactul. Acum, ia gândiți-vă voi și citiți puțin printre rânduri. Domnișoara Sofia Coppola, de unde credeți voi că a avut 4 milioane pentru a face filmul respectiv? Astea nu sunt scrise pe IMDb, nu sunt scrise pe Wikipedia, nu sunt scrise. Sunt supozițiile mele, mi le asum. Faceți așa niște conexiuni prin informare. De unde credeți că a avut ea 4 milioane să... De la tăticu? E ceva legat de tăticu. Hai să vă spun. Tăticu
Francis Ford Coppola, pe vremea când era pe cai mari, în sensul că făcuse Godfather partea 1, Godfather partea a doua, Apocalypse Now, filme, trei filme clasice, da? Absolut clasice. E, el în anii 70 și începutul anilor 80, ce făcea tăticul de Francis Ford Coppola? El regiza reclame de care vă spuneam mai devreme pentru produs, pentru whisky-ul Santori în anii 70 și începutul anilor 80. Deci tăticul avea o legătură cu Santori, cu Decade în spate, care ținea de Decade. Și ce făcea tăticul? Tăticul, în general, n-am nimic împotrivă, dar pur și simplu vreau să spun cum se leagă anumite lucruri. Tăticul Francis Ford Coppola venea cu vedete de la Hollywood pentru piața japoneză să facă reclame și el filma reclamele în anii 70-80. Nu întâmplător, fica lui Sofia Coppola face un film și bagă Dita mai ca lupul din film pentru Santori. Acum ați înțeles cum stau lucrurile? E! Hype-ul ăsta creat, la ce a dus? Iar supoziții de ale mele, nu le luați în seamă. Sunt doar supozițiile mele, părerile mele. Concursurile internaționale. Ok. Au început dintr-o dată, după ce a fost expus Santori și după ce whisky-ul japonez a fost băgat în acest film, dintr-o dată whisky-urile japoneze au început să câștige premii după premii. Exact după filmul ăsta, mă! Premii, premii, premii. Păi normal, se deschide o nouă piață. Învățați să gândiți și să citiți printre rânduri. Nu vă mai lăsați așa condus cu ce vă spune nu știu ce site sau nu știu ce post media sau... Da? Sau ce vă spun eu, nu trebuie să fiți atenți la ce vă spun eu. Trageți voi simplu concluzii. Dintr-o dată concursuri peste concursuri câștigate. Dacă un whisky scoțian era, scaciul întotdeauna ieșea pe locul 2 în fața whisky-ului japonez. La concursurile astea, în ghilimele, când aud concursuri, mor de râs când aud cuvântul de cuvântul concursuri. Concursul internațional a câștigat medalia de, aoleu, da? Scaciu în față puțin, dacă scaciu era puțin în față, japonezul în spate, se lasa cei 50% ai arbitrului. Că suntem de ai casei, că ne cunoaștem. Înțelegeți voi? Sunt mulți bani în mijloc, la mijloc. Voi nici nu vă dați seama câți bani. Și dintr-o dată au intrat în căruță, eu îi numesc atârnători. Și mulți o să mă hulească acum. Ăștia, gen dumnezeii cu bibliile lor, cu avocații whisky-ului și tot felul de site-uri și tot felul de fițuicari de genul ăsta care își scot tot felul de fanzine și de cărțulie an de an și declară ei că ăla e cel mai bun, ăla e cel mai bun, ăla e cel mai bun, ăla e cel mai bun. Faceți exact, cumpărați exact ce vă spun eu. Știți bine la cine mă refer, da? Și s-a creat un hype uriaș. De la film, din concursuri, din fițuicari, din site-urile, promovând, whisky-ul anului, whisky-ul anului. Dintr-o dată așa. Băi, nu spune nimeni, whisky-ul japonez este un whisky bun. Dar dintr-o dată, toată lumea te pupă în cur așa peste noapte, când tu nici nu ai existat. Până în urmă cu 20 de ani, în mentalitatea colectivă. Hai să vă dau un alt exemplu. Și la ce a dus chestia asta? Oameni care nu aveau treabă cu whisky-ul, hipsterași, îi vedeai în bar, vreau și eu un Yamazaki, un Hakushu de 12 ani, nu aveți. Îi vedeai, vă uitați pe YouTube, sunt YouTuberi care își expun ce au prin casă și nu știu, și când își deschid barul vedeți numai japoneze. Și dacă îi întrebați, vreun scaci? Noi nu consumăm scaci.
Noi suntem atrași de cultura japoneză. Noi suntem mari fan anime. Sau anime, cum se numesc astea, manga. N-avem casa orientată în stil japonez. Whisky-urile noastre sunt numai japoneze în casă. Pentru că sunt delicate. Arta perfecțiunii în construire și bla 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 și fac, fac, fac. Dar măi tembelozaurilor! Voi nu știți că whisky-ul japonez este de fapt o copie a scaciului? Un pic mai smooth, mai fin, mai delicat. Fără forța și incisivitatea și dominanța scoțiană. E doar un whisky mai delicat scoțian. Nu știam, dar nu ne interesează. Oricum, noi consumăm mai whisky japonez. Că noi suntem hipster retardați! Înțelegeți? Și de asta, ce snobii, iar, a luat premiu. Păi dacă a luat premiu și a dat Dumnezeu whisky-ului atâta așa notă, păi trebuie să-l iau. Bineînțeles, speculanții. Luat cu căruța, da? Ca apoi să vândă snobilor retardanți. Și asta ce a dus? Asta a dus la o creștere uriașă a cererii. Oferta distilerii japoneze n-au mai putut să facă față. Sunt doar 8-9 distilerii de single malt în Japonia. Deși Yamazaki e o distilerie destul de mare, 6 milioane, Hakushu 4 milioane, Yoichi 2 milioane, Miyagi-kyo 3 milioane și cam atâta, restul sunt mai mici. Și aici înțeleg foarte bine, n-au mai putut să scoată whisky-uri cu ani în spate, cererea fiind prea mare, nu poți să mai lași 12-17, de asta a ajuns să coste un Yamazaki de 18 ani 600 de lire în ziua de astăzi, când el costa 100 de lire acum 8-9 ani. Da, s-a ajuns la chestia asta din cauza lăcomiei și stupidității bolnăvicioase a oamenilor. Dar bineînțeleg chestiile astea. De blended malt-uri și de blended whisky-uri, asta mea. Aici apare problema mea cu whisky-ul japonez. Eu înțeleg, single malturile le scoateți mai scumpe, că nu vă permiteți, cererea e prea mare. Dar blended whisky și blended maltul, de ce le dați la prețuri mari? Și o să ziceți, bă, Dane, ce mare brânză, tot nu pot să facă față, de-aia le dau. Și aici iar apare teoria conspirației. Oamenii care nu se informează cred asta. Păi da, mă, e whisky. Și mănâncă gogoașa asta. Ei nu știu să citească printre rânduri. Whisky-ul japonez, exact ca whisky-ul britanic, scoțian sau irlandez, trebuie să stea 3 ani la maturare ca să poată fi numit whisky. Dar un blended whisky japonez sau un pure malt, adică blended malt, nu trebuie neapărat prin lege să conțină whisky japonez. Deci asta înseamnă că ei pot băga whisky și din alte țări în produsele lor, vânzându-l ca pe whisky japonez, menținând prețul. Repet, pentru single malt înțeleg, dar pentru blended whisky și blended malt, eu nu mai înțeleg de ce aveți prețurile astea dacă voi băgați whisky din alte țări. Și îmi susțin teoria. Stați până la final că mi-o susțin cu argumente și date. Vă dau exemplu. Nika. Deține Yoichi și Miyagi-kyo. Dar în 1989 a achiziționat distileria scoțiană Ben Nevis. Ok. Ben Nevis din Highland. Cât are capacitate Ben Nevis? 2 milioane de litri de new make pe an. Capacitate medie. Câte expresii are Ben Nevis? Una singură, de fapt două. Una de 10 ani și a doua a fost introdusă acum câțiva ani, în 2018, cea de 10 ani, Cask Strength, doar 9.000 de exemplare. 9.000 de sticle.
Deci, o distilerie cu 2 milioane de litri are doar o expresie și una limitată, semi-limitată la 9.000 de exemplare. Unde se duce restul Ben Nevis-ului? Unde se duce? Ia, la îmbuteliatori independenți și restul unde? Că aparține de grupul Nica. Unde? Aici. Deci eu aici mai mult ca sigur că am Ben Nevis. Eu aici mai mult ca sigur că am Ben Nevis. Și acum să întindem coarda și mai mult. Santorii. Pe cine deține Santorii? Pe la Freud, Pomor, Glengarry, Ohentoshan, Armor. Din Scoția doar. Păi da, dar fiind cu sorginte scoțiană, whisky japonez, vă dați seama că bagă numai de la distillerile astea. Ah, dai să lungim și mai mult coarda. În 2014 Santorii a făcut conexiune, s-a cuplat cu BIM. Iar BIM deține Cooley. Distileria, așa numită distilerie în Irlanda, un model scoțian dublu distilat. Așa că avem Tyrconnell, dublu distilat, la care poate apela Santorii, și avem Connemara, chiar Peated, singurul whisky Peated irlandez. Marcă cunoscută, mă refer. Deci șapte branduri are Santorii. Deci șapte branduri din care poate băga în blended whisky-urile sau blended malturile sale. Și atunci, de ce mama dracului blended whisky-urile și blended malturile mi le dați la același preț? Pentru că ai obișnuit prostul să-ți dea banul jos, să nu-ți pună întrebări. Consumatorul nu-și pune întrebări. El e idiot. El e bătut în cap. O să ziceți că exagerez. Ok. Cu asta am încheiat cazul. Ați auzit de blended whisky-ul Toguchi, da? Se găsește la noi. Non Age de 12 și de 15. Luăm exemplul celui de 15 ani. Ce-i Toguchi? Este un blended whisky. 15 ani, 43,8% alcool. Cât costă? Păi vreo 600 și ceva de lei. Ok. Păi n-aș putea eu să-mi iau un, să zicem, un dimple de 15 ani la 43 de grade cu 160-170 de lei, de 4 ori mai ieftin. De ce costă atâta? Toguchi de 4 ori. Păi bă, Dane, e whisky japonez. Nu știi cum stau treburile. Cerere mare, ofertă mică. Serios? Ok. De cine aparține Toguchi? De Chogoku Jozo. Nu că mi-am scris special că știam că uit. Chogoku Jozo. Numere, uit numele ăsta, e imposibil de reținut și mi l-am scris pe o hârtiuță aici că știam că o să-l uit. Chogoku Jozo. Ok, e o distilerie nouă, nu e una cunoscută, e artizanală. Bănuiesc că de-aia care capacitate mică, Chogoku Jozo. Și de asta cere atâta, nu? Nu. Chogoku Jozo. Nu face whisky. Face cu totul alte băuturi distilate, vodka și alte lucruri. Chogoku Jozo. Shochu. Păi cum că are whisky-ul Toguchi? Bun, are de 12, de 15. Dacă vă informați. A, păi vezi tu, Dane, Chogoku Jozo doar maturează. De fapt, Toguchi ăla de 15 ani, care costă 6 milioane sticla, 600 și ceva de lei sticla, este de fapt scotch, single malt scotch, amestecat cu grain din Canada.
cu rai mult, blended grain cu din rai mult. Se ia partea de ballast grain-ul din Canada și maltul din Scoția și se maturează în Japonia. Deci eu ce beau? Eu beau un Scotch Canadian. Da, am maturat în Japonia. Păi și atunci de ce mama dracului îmi cer de 4 ori mai mult și mi-l dai la preț japonez? Că eu înțeleg că prețul tău și mi-l dai, o să pun Otilia, în sticlă din aia de ceramică cu litere nipone, frumos amalat. Ia spune-mi, de ce îmi cer preț japonez pe un Scotch Canadian? Păi e maturat în Japonia. Și pentru asta îmi cer de 4 ori mai mult. Eu înțeleg că prețul e mare. Dacă capacitatea e scăzută a distilăriei și nu poate. Când tu mi-iei din marea de Scotch și de Canadian și mi-l dai la preț de japonez, la de 4 ori mai mult prețul, atunci ești un impostor, dragule. Păi dacă sunt proști pe lumea asta, de ce să-mi profităm? Câți tâmpiți își pun întrebări de genul ăsta? Câți tâmpiți stau să cerceteze ca mine așa? Câți tâmpiți analizează la sânge prețul? Nu foarte mulți. Acum ați înțeles de ce am o aversiune față de blended whisky-urile japoneze sau de blended malturile japoneze? Că nu justifică prețul. Single malturile înțeleg. Dar blended whisky-urile și blended malturile. Aici nu mai înțeleg. Hai, că v-am frecat destul. Pa, pa, pe data viitoare.